Datorită faptului că a organizat ședința extraordinară în care urmau să atribuie fondurile înainte de emiterea ordonanței din legea sportului, reprezentanții Consiliului Județean Constanța spun că au fost nevoiți să se adapteze la contextul legal pentru ca întreg procesul de atribuire de fonduri să fie unul legal și transparent. Suntem în situația în care astăzi nu putem să avem aviz de legalitate din partea secretarului județului, de altfel doamna Belu o să vă mai explice mult mai multe argumente, pentru că până la urmă, dar vă rog să nu-mi luați microfonul. Până la urmă, nu ne interesează decât să finanțăm absolut transparent și absolut legal. Mi se pare corect și transparent ca în spatele hotărârii de alocare, de repartizare a unei sume pentru finanțarea unui club sportiv, să existe contractul de finanțare, așa cum este el definit în articolul 69 din legea sportului. Și domnul Vice a arătat aici, e vorba de natura cheltuielilor care se pot efectua din banii publici. În lipsa clarificărilor, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, s-a văzut nevoit să-și retragă toate cele 7 proiecte de hotărâre care privesc finanțarea celor 6 cluburi de handbal, rugby, tenis de masă și fotbal care fac performanță la malul mării. Printre acestea se numără Clubul Sportiv FC Farul Constanța, dar și HCM.